numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. Alergați la Domnul și veți fi întăriți. Căutați întotdeauna fața Lui. Iubiți credincioși, cererea pe care orbul Bartimeu i-o adresează lui Iisus, Rabuni, învățătorule, fă să văd, fă să-mi recapăt vederea. Să fie și astăzi rugăciunea noastră. Doamne, ajută-ne să vedem mereu. Să te vedem pe Tine în aproapele nostru care are nevoie de ajutor. Să putem vedea în jurul nostru prezența Ta care ne însoțește. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate acele momente de orbire sufletească și încrezători în milostivirea lui Dumnezeu, purificați de Harul Său, să putem participa cu sufletele curate la celebrarea acestei Sfinte Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Marie, Purulea Fecioară, și pe voi, frații, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. De-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Puternic și veșnic, te rugăm, fă să crească în noi credința, speranța și iubirea, și ca să ne învrednicim a dobândi ceea ce ne făgăduiești, fă-ne să iubim ceea ce ne poruncești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Așa vorbește Domnul. Strigați de bucurie pentru Iacob, chiuiți de veselie pentru conducătorul neamurilor. Faceți să se audă, aleluia, și spuneți, Doamne, mântuiește-l pe poporul Tău și pe restul lui Israel. Iată, îi aduc înapoi din țara de nord, îi adun din corțurile pământului. Printre ei sunt orbi, șchiopi, femei însărcinate și care nasc. O mare adunare se întoarce aici. Ei vin plângând și rugându-se. Îi conduc să meargă la torente de apă, pe un drum drept pe care nu se vor poticni, pentru că eu voi fi un tată pentru Israel, iar Efraim va fi întâiul meu născut. Cuvântul Domnului. Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate. Când Domnul ne-a întors pe locuitorii Sionului din robie, ni se părea că visăm. Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Domnul a făcut pentru noi,
Domnul pentru ei. Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Întoarce, Doamne, captivitatea noastră, ca pâraile în Egip. Cei ce seamănă cu lacrimi vor să cera cu bucurie. Plecând, mergeau și plângeau, aruncând în pământ sămânța. Venind, se întorceau cu strigăte de veselie, purtând urs nopii. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, orice mare preot este luat dintre oameni, pus pentru oameni în relațiile cu Dumnezeu, ca să ofere daruri și jertfe pentru păcate. El poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranță și în rătăcire, întrucât și el este cuprins de slăbiciune și din cauza ei trebuie să ofere jertfe pentru păcate, atât pentru popor, cât și pentru sine. Nimeni nu și-a singur această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Aaron. Tot la fel și Hristos nu și-a atribuit de la sine gloria de a deveni mare preot, ci i-a dat-o acela care i-a spus: Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. După cum se mai spune în alt loc, tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Cuvântul Domnului. A făcut să strălucească viața prin Evanghelie. Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, ieșind din Ierihon, Iisus cu discipolii săi și cu o mulțime numeroasă, un cerșetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, stătea lângă drum. Auzind că este Iisus din Nazaret, a început să strige și să spună: Fiul lui David, Iisuse, îndură-te de mine! Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: Fiul lui David, îndură-te de mine!
Oprindu-se, Iisus a spus, chemați-l. Și l-au chemat pe orb, spunându-i, curaj, ridică-te, te cheamă. Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Iisus. Iisus, întrebându-l, i-a zis, ce vrei să fac pentru tine? Orbul i-a spus, rabuni, să-mi recapăt vederea. Atunci Iisus i-a zis, mergi, credința ta te-a mântuit. Îndată și-a recăpătat vederea și îl urma pe cale. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, cred că primul gând pe care l-am avut după ce am ascultat această Evanghelie a fost un gând de mulțumire pentru că, iată, noi, cei prezenți, avem acest dar de la Dumnezeu de a putea vedea. Însă știm cu toții cât de greu, cât de dureros este să nu poți să vezi. Să nu poți să vezi ceea ce este în jurul tău. Să nu-i poți vedea pe cei care îți sunt dragi, pe cei care îți sunt alături și te ajută. Însă și mai dureros este când mulți dintre noi ajungem să fim orbi sufletește. Despre un orb se spune că obișnuia să iasă la cerșit, în centrul orașului, seara, mai târziu, când știa că oamenii se întorc acasă de la serviciu. Și acest orb purta în mâini un felinar. Un trecător l-a întrebat, dar de ce porți acest felinar? Pentru că, iată, tu oricum ești orb. Și atunci orbul a răspuns, port acest felinar, această lumină, nu pentru mine, ci pentru cei care trec, ca să mă poată vedea și să nu mă strivească în picioare. Iubiți credincioși, rugăciunea pe care astăzi trebuie să o înălțăm spre Dumnezeu este tocmai cererea pe care a făcut-o și orbul Bartimeu. Doamne, să-mi recapăt vederea, să pot vedea din nou cu ochii sufletului. De ce este nevoie să vedem întotdeauna cu ochii sufletului? Pentru că am cântat împreună, Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate. Și văzând aceste lucruri minunate pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, nu putem să facem altceva decât să creștem în credința noastră, să creștem în speranța și iubirea noastră față de Dumnezeu și față de aproapele. Și ne întrebăm ce lucruri minunate a făcut Domnul pentru noi. Pornind de la prima lectură, a doua lectură și Sfânta Evanghelie, suntem invitați să vedem lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a realizat în viața noastră. În primul rând am auzit în cartea profetului Ieremia, din prima lectură, cum Dumnezeu este gata să intervină în viața poporului ales, popor care era în robie, să îl aducă din nou în țara promisă, să-l conducă la izvoare de apă, la torente de apă și iată să îi redea pe deplin sănătatea. Și mai mult decât atât, spune Dumnezeu, eu am să fiu ca un tată pentru el. Iată un prim lucru minunat. Dumnezeu este Tatăl nostru. I-am întrebat la Sfânta Liturghie de la 9 și un sfert pe copii, ce face
tatăl lor pentru ei. Unele răspunsuri au fost cât se poate de clare și convinse. Un copil a spus că tatăl său îl învață și îl înalță. Un altul a spus că tatăl său îi pregătește micul dejun. Toate lucrurile frumoase pe care le fac tații pământești, pe deplin, în mod cu totul și cu totul desăvârșit, le realizează Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu, Tatăl nostru. Să nu uităm niciodată că dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi suntem copiii Lui, acest lucru trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă și în relația cu ceilalți, pentru că Dumnezeu, care este Tatăl nostru, ne transformă în frați. Și între frați niciodată nu trebuie să existe ură, nu trebuie să existe nedreptate. Un al doilea lucru minunat pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi și pe care trebuie să-l vedem este faptul că ni l-a dat pe Iisus Hristos ca mare preot, ca mijlocitor direct la El. Dumnezeu, care s-a întrupat în persoana Fiului Său, Iisus Hristos, și care, iată, asemenea marelui preot, este pus în a mijloci între noi și Dumnezeu. Spunea Sfântul Augustin, ne-ai creat, Doamne, într-un mod minunat, însă, într-un mod și mai minunat, ne-ai răscumpărat. Dacă știm că Iisus Hristos este marele preot al vieților noastre, dacă știm că Iisus Hristos ne-a adus mântuirea, atunci trebuie să deschidem ochii sufletului nostru pentru ca să trăim acest mister al mântuirii noastre. Îmi aduc aminte că la seminar un preot ne-a întrebat care credem noi că este cel mai important moment al Sfintei Liturghii. Bineînțeles, cu toții am spus, este vorba de momentul prefacerii. Însă Părintele ne-a adus în atenție faptul că unul dintre momentele cele mai importante este tocmai momentul în care preotul ridică potirul și ostia și îi le oferă lui Dumnezeu prin Hristos, cu Hristos și în Hristos. Vă invit ca ori de câte ori participați la Sfânta Liturghie, la acest moment, să oferiți împreună cu preotul toată viața dumneavoastră, toate bucuriile, toate suferințele, pentru că asta înseamnă să trăiești misterul mântuirii, să îți oferi întreaga viață prin Hristos, cu Hristos și în Hristos lui Dumnezeu. Și un al treilea lucru minunat pe care trebuie să-l vedem în jurul nostru și pe care Dumnezeu l-a așezat în viața noastră, este tocmai capacitatea de a ști să ne apropiem de celălalt. În Sfânta Evanghelie am ascultat cum oamenii, la început, i-au spus orbului să tacă. Iisus nu are timp chiar de toate. Însă, El a continuat să strige și mai tare. După ce Iisus îl cheamă pe acest om, pe acest orb, atitudinea lor se schimbă și îi adresează următoarele cuvinte. Curaj, ridică-te, te cheamă. Aceste cuvinte trebuie să le folosim și noi în relațiile cu ceilalți, mai ales cu cei care suferă, mai ales cu cei care ne fac rău. Și mereu celor deznădăjduiți să le adresăm aceste cuvinte. Curaj, ridică-te, Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu vrea să-ți vorbească, Dumnezeu vrea să te vindece dacă tu îi vei oferi lui tot ceea ce ai, tot ceea ce suferi, tot ceea ce îți aduce bucurie. Iubiți credincioși, să îndrăznim să ne trăim mai mult credința noastră,
să îndrăznim să trăim mai mult identitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Să avem mereu ochii sufletului deschiși și să ne bucurăm de toate lucrările minunate pe care Dumnezeu le-a realizat pentru noi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu de Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de acum, fraților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a trăit pe pământ făcând bine, vindecând orice boală și neputință. Să-L chemăm în ajutor în toate suferințele noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Stăpânul vieții și al morții, apără Biserica Ta Sfântă de uneltirile celui rău. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește sănătate și putere Sfântului Părinte, Papa Francisc, Episcopului nostru Petru și tuturor păstorilor noștri sufletești și binecuvântează-le munca și întreaga viață. Te rugăm, ascultă-ne. Vindecă neamul omenesc de rana dușmăniei și a urii. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește-le tuturor celor care se îngrijesc de cei bolnavi și neputincioși iubirea delicată a inimii tale. Te rugăm, ascultă-ne. Binecuvântează munca medicilor și ajută-i în rezolvarea cazurilor grave. Te rugăm, ascultă-ne. Ocrotește-i pe cei ce călătoresc, pe cei ce îndeplinesc munci periculoase și pe toți cei aflați în primejdii. Te rugăm, ascultă-ne. Călăuzește sufletele răposaților noștri la limanul fericirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule atotputernic, Tu stăpânești peste toate făpturile și Te îngrijești ca un tată de viața lor. Dăruiește-ne harul să ne bucurăm de sănătate și de pace și să ne punem toate puterile în slujba împărăției Tale. Prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunăvoință, Doamne, la darurile pe care le aducem Maiestății Tale, pentru ca ceea ce se săvârșește prin slujirea noastră să fie înainte de toate spre mărirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, născându-se printre noi oamenii, ne-a chemat la o viață nouă și, supunându-se suferințelor și morții, a ispășit păcatele noastre. Prin învierea Lui din morți ne-a deschis calea spre viața veșnică, iar prin înălțarea Lui la Tine, Tatăl nostru, ne-a pregătit locul în ceruri. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta, și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale. Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zi,
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, care spune numai un cuvânt și se va tălui sufletul.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca tainele Tale să-și împlinească în noi menirea sfântă, pentru ca realitățile veșnice pe care le celebrăm acum în mod tainic să se dezvăluie odată privirilor noastre, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să revergi harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerii al lui Dumnezeu! Anunțuri. Vă puteți așeza. Mulțumim tuturor pentru ofertele făcute la colecta de duminica trecută pentru misiuni. S-au strâns 8.496 de lei. De asemenea, mulțumiri pentru ofertele din Cutia Speranței, unde s-au adunat 858 de lei. Domnul să vă răsplătească așa cum știe mai bine. Marți, 30 octombrie, după liturghia de seară, începe rozariul perpetu. Mai sunt locuri libere. Joi, 1 noiembrie, este solemnitatea tuturor sfinților. Programul liturghiilor este la fel ca duminica, la ora 8, 9 și 1 sfert, 11, 16 și seara la orele 18. Liturghia de seară, de la orele 18, va fi pontificală și se va celebra aniversarul Sfințirii Catedralei Noi. De asemenea, ne vom ruga pentru episcopii și preoții răposați care au slujit în Iași. Vineri, 2 noiembrie, programul Sfintelor Liturghii va fi următorul. La ora 8, la ora 10 și seara la orele 18. Liturghia de la ora 10 se va celebra împreună cu seminariștii și preoții de la seminar. Apoi, la ora 14, se vor face rugăciuni cu episcopii și preoții la cimitirul Eternitatea. Seara, la ora 18, se va celebra o liturghie pentru toți răposații. Sâmbăta viitoare se suspendă activitățile cu copiii. Programul Sfințirii Mormintelor la toate cimitirele din Iași se găsește la afișier și pe site-ul parohiei. Noi, cei de la parohia din centru,
vom fi prezenți la patru cimitire după următorul program. Cimitirul Eternitatea, vineri între orele 10 și 16.30 și sâmbătă între orele 14 și 16. La cimitirul Sfinții Petru și Pavel vom fi prezenți sâmbătă între orele 10 și 12, la cimitirul Bucium, Socola Mică, duminică între orele 13.30 și 15, iar la cimitirul Bucium, zona Plopii Fără Soț, vom fi prezenți duminică între orele 13.30 și 14.30. Începând de astăzi, trecem la programul de iarnă cu liturghia de seară la ora 18. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată. Lăudat să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Atotputernicul Dumnezeu să îndepărteze pururi de la voi tot lucrul potrivnic și să reverse cu îndurare asupra voastră darurile binecuvântării sale. Să vă deschidă inimile pentru cuvântul Său, ca să poată revărsa în ele bucuriile veșnice. Dumnezeu să vă dea lumină spre a înțelege cele bune și drepte, ca să umblați pururi pe calea poruncilor sale și astfel să vă faceți părtași de moștenirea sfinților Săi în ceruri. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.